În Moldova s-a început un dezastru moral, psihologic, ideologic, nemaipomenit, care amintește despre tristele evenimente care au avut loc în viața politică și a țării noastre și a altor țări. Cu părere de rău, previziunile actuale guvernări despre viață bună se limitează la interzicerea libertății de exprimare, la interzicerea activității presei în mare măsură, la interzicerea în genere au opinii expuse de cetățeni. Sunt două explicații. Aceasta este ori mulțumire pentru acele nenumărate credite, nenumărate în sume, am în vedere, granturi, chiar și ultimul de la Berlin, a dus de găvăriță, 650 milioane, ori se poate de explicat cu aceea că guvernarea nu mai știe ce să fac. Se află într-o criză extraordinar de complicată moral-psihologic. Noi avem informații că multe persoane de conducere a țării se închid în cabinetele lor zile întregi, stau și zbășesc acolo, pentru că nu știu și cum să procedeze și să fac. Și iar că noi suntem implicați în această situație, mai mult decât atât, ei nu se opresc numai la această lege care de astăzi, care n-a să aibă nicio influență, nicio valoare și niciun rezultat. Pentru că noi astăzi suntem într-o lume dezvoltată informațională foarte puternic. Sunt, în genere, rețelele sociale din Moldova și sateliturile și toate alte surse de informare a cetățenilor, ele deja nu mai pot închide gura nimănui prin diferite decizii, prin diferite hotărâri, să fie ele sute. Totuna, oamenii a să aibă acces la această informație, să-l au neașteptând, nici de la voi, pentru că voi întotdeauna de multe ori întârzieți sau spuneți totul cu fundul în sus, sau de la alții din alte părți. Totuna lumea a să ajungă la acea informație care este. Este trist că așa se începe. Noi am fost la guvernare, noi comuniștii am fost la guvernare mai mult de 8 ani de zile, n-am schimbat o virgulă, o literă în Constituție. Din potrivă, noi am mers la consolidarea societății. Și dacă vă aduc aminte, mulți sunteți tineri și poate nu se răspinte sau nu ați citit despre aceasta, n-ați auzit, noi în 2005 ne-am consolidat, ne-am unit și cu Partidul Democrat și cu Partidul condus Frontul Popular, condus de Iuri Roșca. Toți împreună, pentru că avem aceeași țară, avem aceeași Moldova, aceeași cetățeni, aceleași probleme, aceleași metode de rezolvare sau de nerezolvare acestor probleme. Și ne-am unit toți împreună. Pentru că numai consolidând toate forțele și toate puterile, noi putem scoate Moldova din această sărășie, din această criză, Moldova și poporul, din toate aceste nevoi. Dar ei, uite, fac totul invers. Să-i oblige cineva. Ori special fac, pentru că ideile lor naționaliste, unioniste și multe, multe alte chestii încă nu s-au uitat și ei undeva au obligațiuni să le îndeplinească, să le exercite aceste. S-au ales ziua comemorării primului holocaust, da? Primul holocaust care a avut loc în 1903 aici în Chișinău. Această ziua ales. Și mai departe, noi acum părăsim Parlamentul, ședințele Parlamentului, dar ei prelungesc mai departe, deja ajung la steme. Pentru că îi curcă lenta asta, această gvardeiscă, lenta pobedă, îi încurc.
Dar ei nici nu știu cum să mă explic. Ei nici nu sunt cărturare. Nici nu le ajunge minte să uite la Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare se folosește de această lentă. Să uite la toți ceilalți eroi din povești, din fabule, din istorie, Gheorghe Pobedonosiț. Asta ajung la toate aceste lucruri. Și înseamnă aceasta, dacă totalizăm, dictatură. Când nu pot hotărâ problemele, când simt că să fie revoltă în masă, să fie revoltă foarte serioasă în masă, lumea noastră repede atâta, și ei se trece. N-au grijă de nimic. În timpul când acum trebuie de semănat, trebuie de pregătit către roada la toamnă. Ei, în loc să hotărască problemele ce țin de agricultură, ei se ocupă cu prostiile acestea. Interzic libertatea de expresie, interzic simbolurile, interzic tot ce se poate de interzis, ne justificând cu nimic. Că aceste simboluri și toate aceste lucruri nu încurcă pe nimeni. Și înseamnă să interzici libertatea de exprimare. Cum poți să o interzici? Nici tehnic, nici tehnologic, nici într-un fel nu poți să interzici. Chiar dacă ei vor închide pe toate televiziunile, pentru că mulți sunteți finanțați, Dumnezeu știe de unde, vor închide accesul la această finanțare, noi ați cunoaște tot ce, și noi și populație, tot ați cunoaște ce face în țară. Și gura nouă noastră închide ca la politici. Noi tot vreau să ne ducem acum în teritoriu, să acoperim toate raioanele și tot teritoriul, toate satele Moldovei și să explicăm la oameni ce înseamnă aceasta. Și fel de guvernare ei au ales, cu o dată majoritate. Așa e din diasporă. Trebuie să spui în genunchi și bată mătenii zi și noapte și are scuze de provocație, de patogăria aceasta care a făcut-o. Că ei au adus pe aceștia pe pasul acesta la guvernare. Ei cu 200.000 de voturi a lor, care le-au organizat Uniunea Europeană, care le-au organizat ambasadorii noștri acreditați în aceste țări. Ei au adus pe cei 200.000 de voturi, le-au adus lor. Deci ei au majoritate. Dar de fapt ei în țară n-au majoritate. Și nici nu o să aibă niciodată, pentru că ei, vedeți cine sunt ei? Cine sunt ei deputați, cine sunt ei miniștri, cine sunt ei toți ceilalți care lucrează în aparatul de stat. Oameni grăbăneți din drum, oameni absolut care nu înțeleg de ce ori merită la postul ăsta, nu înțeleg ce trebuie să fac și așa mai departe. Deci ei nu înseamnă de partest. Părăsim ședința de astăzi, nu părăsim. Nu ne dăm într-o parte de luptă în Parlament, nu ne dăm într-o parte de conversații noastre cu poporul. Și legea aceasta care ei acum au votat-o, e o să fie, nu, clar lucru, că la frumusețea asta din Curtea Constituțională am să o trimite numai de formă, pentru că n-ai și așteptat de la dânsa, noi știm cine e ea și componența au format acolo la Curtea Constituțională. A să o trimitem și la cei așa numiți democrații europeni să o analizeze și spună dacă noi avem sau nu avem dreptate aici. Cam tot știm dinainte răspunsul, dar am să o facem și pe aceasta. Da. Și legea aceasta n-a să fie executată pentru că ea nu poate fi executată pentru că nu sunt mecanisme de executare. Ei n-au tot asta răspunde nici la aceste întrebări. Care cu care mecanisme, cum în ce fel ar fi executată această lege? Stimați reprezentanți ai mass media, este de fapt bătaie de joc ceea ce are astăzi în ședința Parlamentului. Și astăzi este bucuria provocatorilor, a cei care în perioada stării de urgență vin cu niște proiecte ce țin de anumite aspecte ideologice și ei astăzi încep iarăși sau revin la dezbinarea societății, în loc să consolidăm oamenii, în loc să ajutăm agricultorii, pensionarii, pedagogii, medicii, cineva vine și iară dezbine după diferite criterii. Astăzi deja, atunci când cineva va publica, va declara ceea ce crede el,
el va putea fi atras la răspundere. Și nu doar cu amendă de peste 20.000 de lei, dar și poate nimeri în anchetă și poate obține un dosar penal și poate fi deveni subiectul urmăririi penale, ceea ce este deosebit de grav. Guvernarea de azi, în loc să vină în Parlament cu proiecte în susținerea oamenilor, a decis să vină cu interzicerea simbolurilor. Pe dânsii încurcă astăzi și panglică Sfântului Gheorghe. Probabil că de asta cresc prețurile. Dacă e să vorbim despre fake-uri, oare faptul că în Republica Moldova inflația este mai mare decât în Ucraina, care se află în stare de război, este un fake? Este un fals? Este un adevăr? Avem inflație mai mare. De ce motorina astăzi în Moldova costă mai scump decât în Ucraina, care luptă astăzi? De aceea sunt multe întrebări care sunt legate cu ceea ce înțeleg astăzi guvernanței ca și adevăr în ultimă instanță. Da, am avut o întrebare simplă și logică. Dar cine va decide și cine va fi ultima instanță care va decide ce este adevăr? Așa și nu am primit aceste răspunsuri. Ori va fi instituită poliția politică. А что касается запретов на символы, я думаю, что помимо того, что наши власти и парламентское большинство должны учить право, должны изучать те законы, которые уже есть в Республике Молдова, им надо еще изучать точные науки. Есть такая наука, которая называется физика. И сила действия рождает силу противодействия. И когда пытаешься запрещать людям мыслить и писать, люди будут мыслить и писать. И когда им запрещаешь надевать георгиевскую ленту, еще больше людей выйдет и наденут ее. И мы уверены, что 9 мая большинство граждан, как и все предыдущие годы, будет участвовать в тех мероприятиях, которые проходят традиционно. Это дань памяти Великой Победы, она ничего не имеет общего с какими-то конъюнктурными моментами, либо с тем, кто сегодня находится во власти, либо с теми двоечниками-провокаторами, которые 30 лет назад развязывали конфликт на Дистре, а сегодня сидят в парламенте. Или некоторые бывшие либералы, которые сегодня принимают те законы, которые заранее несут вражду и в парламенте, и в стране. De aceea, stimați colegi, ceea ce, stimați prieteni, stimați cetățeni ai Republicii Moldova, ceea ce are loc astăzi în Parlament, calificăm ca o provocare, ca o încercare de a dezbina societatea, ca o încercare de a uita despre problemele reale ale oamenilor. Și ultima, în afară că cetățenii vor fi urmăriți, da, după criterii de ce declară sau ce publică pe paginile lor personale, deja avem cazuri de deținuți politici. Astăzi este președintele Raionului Cahul, este Marcel Cenușă. Ieri, în cadrul ședinței din instanță de judecată Cahul, procurorii nu au prezentat nicio probă, zero. De aceea, probabil, și-a fost plasat deja la domiciliu. Dar să intri în casă, în apartamentul omului, cu mascații, înarmați cu automete, să sperii familia, să încalci proceduri, să bat joc de un om cu reputație reproșabilă și cu un om care respectă legea. Este un precedent foarte periculos. Mai cu seamă că s-a blocat activitatea practic celui mai mare raion din Republica Moldova, care a primit peste 100.000 de refugiați. Astăzi urmează alții. Astăzi cineva cu aceleași metode desenează dosare penale și deputaților în Parlament. Evident, fără probatoriu. Evident, fără niciun conținut. Evident, cu soartă foarte clară a acestor dosare penale. Însă ceea ce se face astăzi este grav și trebuie oprit categoric. Și facem încă un apel la bunul simț, la cei care astăzi guvernează în Republica Moldova. Nu vă jucați în aceste jocuri. Respectați toți cetățenii și respectați și administrația publică locală, care are autonomie și a fost aleasă de cetățeni. Respectați oponenții politici. Respectați orice cetățean care are o altă opinie. Și veniți cu programe în susținerea populației. Că ceea ce este în teritorii este grav și este responsabilitatea voastră. Mulțumim!